povești. Tati Evelina există în realitate. Personajul din care s-a inspirat este o prietenă, de exemplu, de familie a lor, care a fost la parastasul tatălui lui Cristi. Cristi mai are un frate și o soră. Și s-a certat, el fiind copilul ei preferat, ea nu are copii. Înțeles că sunt într-o garsonieră lângă Piața Obor, singură și în continuare crede în comunism. Și știu că a avut discuția asta cu Cristi și el a luat foc și ce a rămas l-a afectat foarte tare este că fratele lui, care joacă în film în secvența cu bătaia din parcare, este cel de-al doilea, ultimul personaj care vine, care are căciulă pe cap, e fratele lui. Era la discuție, a avut discuția asta și el, adică a participat cu decât la discuție și nu mai ține minte absolut nimic. Și știu că l-a frapat foarte tare chestia asta, că e un lucru care s-a întâmplat și el nu a avut, adică i-a ieșit total din memorie. Și faptul că era parastasul tatălui lor și nu se vorbea deloc despre el și-a dat seama că nici nu știe cât l-a, adică știu că am mai citit și eu din interviuri și cât am mai vorbit cu el, dar se întreba, l-am cunoscut cu adevărat, adică știu cine era el, am comunicat vreodată. Tonin a venit, povestea asta este, nu are legătură cu realitatea. Dar tot ce se întâmplă, l-a afectat destul de tare. Știu că el a primit besta când era la Cannes, era în juriu. Și a primit 20 de apeluri, era la un film și de la fratele lui și când a văzut atât de multe apeluri, tatăl lui era bolnav de ceva timp, de cancer și dar știu de povestea asta de la Parastas că l-a afectat foarte tare tot ce s-a întâmplat și faptul că se adună lumea, dar nu ne adunăm cu adevărat și fiecare de fapt e cu povestea lui. Decorul apartamentului a pornit de la zero. Da, este făcut de Cristina De Barbu, la zero. de la zero, adică pereții erau albi. Ca să vă spun așa, Am mă rog curățat tot. eu. Da, au curățat tot până și murdăria de pe întrerupătoare și patina de pe, cum să spun eu, de pe tapet e făcută. E genial. Da. Singurul lucru Cristina care. Barbu. Cum? Cum te cheamă? Cristina Barbu. Așa, Cărțile și decorul, ca să spun așa, nu știu, mai erau niște obiecte, erau de la domnul Cotescu. A fost și asta o întâmplare care cred că merită povestită. Când am fost la vizionarea apartamentului, ne-a întâmpinat un domn pasionat de rock, pentru că nu știu, avea vreo 40, are 40-50 de ani, avea părul alb și cu coadă lungă, așa. Și ne-a spus că acesta este apartamentul, ne-a arătat apartamentul, erau două pisici care miaunau continuu și plin de cărți și destul de mult praf. Și ne-a zis că nu poate să stea mult pentru că la ora 1 are parastasul de 40 de zile al tatălui lui, domnul Cotescu. Și când ne-am dus la birou, în camera unde era costumul așezat pe pat, erau două poze cu turnurile de la 9-11, picioare, și avea un caiet, era pasionat de filme, avea un caiet, un fel de jurnal, așa, unde scria ce filme a fost și în dulap, de pe hol, era o cutie de peliculă goală. A rămas apartamentul dumnealui, iar cărțile sunt ale dumnealui, avea foarte, foarte multe cărți. Și Cristi a păstrat și poza dumnealui, care este în cameră, ca și când ar fi poza lui Emil, poza mortului. Așa tradusă, că asta încercam și astăzi cu Marin, cum ar fi jumate în spaniolă, jumate în română, tot de la Cristi, e ok să răspund tot eu și după aceea te las pe tine, tot de la Cristi știu, se gândea la un titlu care nu ar. De obicei, titlurile se traduc în fiecare țară diferit și niciodată nu e la fel ca titlul original. Și s-a gândit cum să se cheme, știu că parcă Anca i-a spus că Nevada este un tip de teracotă și i-a zis cum ar fi să se cheme Nevada. El s-a gândit la Sierra Nevada, dar scris așa cum se scrie, cu două cuvinte, Sierra cu doi R și Nevada separat. Și după aia a zis cum ar fi să se transforme, așa cum o vorbim noi, cum sună în română, Cum o citim noi. cum o citim noi, exact cum sună. Și
Pentru că s-a gândit că, de fapt, pornind de la ideea asta, primul contact cu filmul este titlul și te poate influența. Și invită la o lectură, ăsta e punctul meu de vedere, la o lectură, cum ar veni, personală. Este ceea ce găsești tu că este. Are semnificația pe care noi o dăm, fiecare separat. Și eu știu, și mai e un lucru pe care l-am auzit spunând, că în Spania, în Sierra Nevada, este muntele care se întâlnește cu deșertul. E o întâlnire așa spectaculoasă. Și asta am văzut după ce el a dat titlul, am căutat pe internet și una dintre culmile cele mai mari din Sierra Nevada e culmea morții, așa se cheamă. Sunt niște coincidențe, adică s-au întâmplat niște lucruri care s-au legat așa după, bizar, ca și de la început cu apartamentul. Am văzut că au fost foarte puține camere, au fost din motive practice sau nu au avut legătură? Camere de apartament sau de filmat? De filmat. Cadre. Au fost cadre dintr-un singur punct și a filmat mai multe direcții. Au fost tot astfel din motive practice sau estetice? Că, într-adevăr, e mai comod să filmezi cu mai puține camere într-un apartament mic. Mai ales cu multă lume. Nu știu de ce se... Am de microfon. Eu am lucrat și la Aurora, în echipa de filmare, am lucrat și la casting. Vă zic așa de legătură, pentru că știu că pe Cristi îl preocupă foarte tare cine e camera. Ăsta e primul contact pe care îl are, practic, publicul cu filmul și cine e omul din spate care se uită și prin ochii cui te uiți. Și tot timpul caută o perspectivă. Și aici poate v-ați dat seama sau poate ați mai citit din cronici sau interviuri, el a încercat să fie ochii lui Emil, ochii dispărutului. Și fiind un om, adică pe pod de cadre, probabil e un om care stă pe acolo și alege ce simte el, l-a rugat pe operator să se uite cu dragoste la oameni și să încerce să se conecteze. Adică dacă, de exemplu, într-un dialog simte, chiar dacă eu, de exemplu, îți răspund acum ție, camera aici, de exemplu, de multe ori se duce, adică are un soi de libertate, ca și când ar fi un om care pur și simplu caută ceva ce... De aici a pornit, adică asta a fost filtrul alegerii camerei, mișcării de cameră și toată, și holul și poate și senzația cu ușile, domnul nu mai e aici, nu? Nu vă mai gândeam. Adică, poate ușile nu le observați așa, dacă mișcarea nu era așa, adică ca o uitătură, ca o privire. S-a insistat destul de mult pe secvența când intră Lari în casă, pentru că, dacă ați observat, e destul de lungă și se întreptaie foarte multe drumuri ale multor personaje și s-a construit pas cu pas. Și până s-a ajuns la ce a vrut el, s-au tras mai multe drumuri. Adică a fost un proces viu, cumva. Și la Tanti Evelina. Dar eu n-am avut filmare în ziua aia și nu știu exact. Poate să fost cum e singură. Au fost foarte bune. Ce spuneți? Părintele e real sau e... Multă lume a întrebat. E actor la teatru din Craiova. Chiar Cătălina Moga, care joacă personajul Laura, soția lui Lari, când a intrat domnul Badea de la Cheza îmbrăcat în preot și a ascuns țigara. A crezut. Da. Ceilalți care sunt cu preotul sunt diaconi, adică sunt băieți care au terminat teologia și conservatorul. Da, e văzut și mie, mi se pare foarte emoționant momentul. Povestea cu bunicul, cu Alzheimer și așa, era atunci, eu am plecat o zi la filmare pentru că descoperiseră mâncarea Alzheimer, bunicul meu stă lângă Craiova, stătea. Și am plecat o zi de la filmare și m-am întors și au fost momente pe care le-am adăugat cum ar veni în timpul filmării, pe care le-am rescris cu Cristi. Pur și simplu el știa poveștile noastre sau discuțiile noastre și ne-a rugat să le... Lucrul ăsta chiar s-a întâmplat cu bunicul meu și culmea este că eu spun în film, întreabă la Ari câți ani are, 80 și zic nu 79. Bunicul meu a murit la 79 de ani, imediat după filmare și a trebuit să facă același lucru cu costumul în viața reală.
Și costumul era pentru un văr de-al meu pe care îl chema Mărin. Adică și el e Mărin. Adică nu mai știam unde se oprește realitatea și ficțiunea, într-un fel pe mine, adică sincer pe mine m-a ajutat filmul în direcția asta. Limita asta fină. Pe mine de-aia mă cheamă și Simona asta, am înțeles de la Cristica. Am întrebat, bine, dar toată lumea are un nume de personaj și eu sunt Simona la fel ca mine. Și mi-a zis că îl interesează latura asta fină, până la urmă, care e linia între ficțiune și viață? E o întrebare pe care probabil ar fi trebuit să-i adresez lui Cristi Puiu. Vă întreb pe dumneavoastră, pentru că văd că a stat foarte mult de vorbă cu el, dacă mă uit în spate la filmografia lui Cristi Puiu, la Marfa și Bani, la Un cartuș de Kent, la Aurora, la Moartea domnului Zărescu, nu întrevăd în niciunul din filmele astea tăitura asta de carnaval, burlescul ăsta, care e mobilizat în filmul ăsta. Ai 3 ore într-un apartament în care efectiv parastasul e transformat într-un amestec de tragic și de comic. De unde? Nu mă așteptam să găsesc la Cristi Puiu tăietura asta comică și uneori umor negru. Ce s-a întâmplat? Mobilizează parastasul cu asemenea trăsătură sau de ce? Asta e realitatea. Asta e realitatea. Să putem trece mai departe. Că nu se poate altfel. Asta e și perspectiva lui Cristi Puiu, că asta e realitatea? Și ce pot să spun este că judecata noastră e greșită pentru că ne e frică ca să-l citez. Situația este atât de savuroasă pentru că probabil se petrece ca în mijlocul unei cetăți. E răspunsul meu personal, adică familia și fiecare, adică probabil are legătură cu moartea, frica asta pe care o avem sau spaima, toate lucrurile care le facem inconștient pentru că adică există moarte și pentru că pierdem oameni dragi, ne aduce într-o situație de criză și cred că pur și simplu alegând subiectul cu parastasul, cum spune și doamna, a venit și acest burlesc pentru că e... Ai fost vreodată la un parastas în familie? Da. Și nu ți-aduce aminte momente... Nu Toni, Toni nici la mine în familie, la parastasul meu, de exemplu. Dar a fost familia despre care a ales el să vorbească. Și într-un fel, în spate, așa, cred că se simte mai tare mesajul. Pentru mine, nu știu, e bizar, dar mie îmi dă speranță filmul. Nu știu cum este, cum l-ați simțit. Da, adică mi se pare interesant, sincer, din poziția de spectator, că mă surprinde pentru că pot să mă uit fără să fiu conștientă că sunt un film, de exemplu. Mi se pare foarte puternic și e foarte ciudat că nu se ascunde, e părerea mea, nu se ascunde de dureri, de chestiile care te surprind și care te dor cel mai tare și așa, te face să râzi și în același timp nu te apucă jale și nu vrei să, eu știu, să... Cumva, pentru mine, nu știu cum l-ați simțit, apropo de asta de speranță. Cel mai mult le-a plăcut umorul foarte profund și natural. Au fost impresionați. Chiar m-am gândit că va fi un film ignorat, pentru că ei nu cunosc așa ceva și nu, a fost un film de succes. Așa că am speranțe pentru Oscar. Mai există o întrebare? Doar să vă spunem rapid. Da. Vreau să vă spun că la Cannes, pe scurt, erau 3.000 de oameni în sală. Am fost și noi și au fost foarte drăguți că ne-au chemat. Am fost 25 din echipă și oameni din spatele camerei. N-a venit cine n-a putut. Adică am avut noroc pentru că au avut grijă de noi să avem și în experiența asta. Cel puțin de când se intră în apartament, s-a râs atât de tare, adică se auzea ca un dinozaur, nu știu, adică din 3.000 de oameni, au reacționat foarte, foarte puternic. Și la sfârșit au aplaudat 10 minute în șir. Și la sfârșit de tot, oamenii erau în lacrimi, adică ne făceau semne așa
francezii. Ce nu știți, poate, actorul care l-a jucat pe Tony, Sorin Medelen, care a fost actor la Teatrul Mic, a murit pe 20 decembrie, a apucat să vadă, i-a arătat crizii, pur și simplu, i-a arătat la el acasă, n-a apucat să vadă premiera și așa. S-a întâmplat pur și simplu să dispară. Adică nu ni se pare, de la crizii începând și, sincer, și nouă, că era un mare actor și cred că a rămas așa într-un fel cu filmul aici. El a zis o singură chestie, că n-a văzut filmul, nu o singură chestie, a zis mai multe, dar zic așa ceva ce a rămas, că a zis că, băi, Cristi, extraordinar, nu știu cum i-a zis, așa, băi, filmul ăsta ar trebui dat la matineu, că nu poți să te culci după filmul ăsta. Sau dacă îl vezi seara, trebuie să bei, zdravă.